În comisiile reunite de muncă, apărare și juridică din Senat, PNL și PSD au susținut că militarii nu trebuie incluși în categoria pensionarilor de lux, că pensiile lor sunt chiar mici pentru regimul de viață din perioada de activitate. La 4.000 de lei nu putem vorbi de pensii speciale. Este pensie de subzistență. Introducerea pensiilor militare în PNRR. Ele n-au ce căuta acolo din foarte multe motive. Militarii nu au contract de muncă de 8 ore. Militarii au un contract de muncă de 24 de ore din 24. Una dintre modificările avizate favorabil prevede supraimpozitarea cu 15% a valorii din pensiile speciale, care depășește salariul mediu brut pe țară. În 2023 acesta este de aproape 6.800 de lei. În plus, pensiile speciale nu vor putea depăși veniturile din perioada de activitate, iar beneficiarii nu le vor putea cumula. În cazul magistraților, sumele se vor indexa cu inflația și nu în funcție de majorările salariale din sistem. Membrii CSM și șefii marilor parchete vor primi pensie specială doar dacă îndeplinesc criteriul vechimii în muncă de 25 de ani. USR a cerut ca toate pensiile să fie acordate pe principiul unic al contributivității. Între militari există niște speciali care au putut să iasă cu pensii între 70 și 200 de ori mai mari decât pensia medie contributivă. Senatorii AUR s-au abținut de la vot. Dumneavoastră aveți numărul de voturi și puterea de a face... Ce reguli vreți în timpul acestui vot? Reprezentanții sindicatelor din poliție și armată au cerut scoaterea pensiilor militare din reforma PNRR. Au argumentat că pensiile lor nu sunt plătite de la bugetul mare, ci de la bugetul alocat separat instituțiilor din apărare. Aviatorii pensionari au solicitat ca noua lege să nu se aplice pensiilor în plată. Solicitările lor nu au fost supuse votului. Avem contracte de prestare a activității. Contract privind exercitarea profesiei de cadru militar în activitate bazat pe jurământ. Nu puteți amesteca mere cu pere și să dea pepe. Dacă conflagrația de la est de țară se va extinde, nu o să aibă cine să introducă obuzul pe țeavă. O petiție a fost depusă la Senat pentru eliminarea pensiilor speciale. Nu putem accepta ca oamenii să se pensioneze la 45-50 de ani, ca mai apoi să vedem foști magistrați, foști polițiști, cu pensii uriașe, uneori mai mari decât salariile, care se angajează la stat. Un mesaj pentru parlamentari a avut și președintele Klaus Iohannis. Să reformăm sistemul de pensii în așa fel încât să fie echitabil și să fie sustenabil. Și când ajunge legea la mine, o să vă spun dacă o consider suficientă sau dacă trebuie să mai lucreze odată. Legea pensiilor speciale intră mâine în dezbatere în plenul Senatului.